Direcția regională de drumuri și poduri Constanța a finalizat lucrările la podul situat pe DN3B peste canalul Siderurgic. Angajații de rede pe Constanța au intervenit în regim de urgență pentru remedierea punctuală a dispozitivului de acoperire a rostului de dilatație la podul de pe drumul național DN3B Călăraș. Termenul de finalizare a lucrărilor era inițial de 31 iulie, însă acestea au fost finalizate încă de la finele săptămânii trecute. Circulația se desfășoară în momentul de față pe ambele sensuri.